Primăria Timișoara a câștigat în primă instanță la Tribunalul Timiș procesul prin care societatea Darius și Alex SRL a atacat hotărârile de Consiliu Local care vizează preluarea administrării a două cimitire importante din oraș de către Horticultura. Anterior, administrarea cimitirelor din municipiu a fost făcută de către operatori privați, dar au existat numeroase nemulțumiri atât din partea primăriei, cât și a cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate. Instanța a confirmat legalitatea deciziei noastre strategice de a readuce administrarea cimitirelor din mâna unor privați sub umbrela administrației, așa cum este normal. A fost o decizie pe care am luat-o toamna trecută și care s-a lovit de foarte multă rezistență, tocmai pentru că ani de zile cimitirele au fost afaceri înfloritoare pentru firme care au profitat de necazul timișorenilor și și-au permis să ofere servicii proaste în cimitire neîngrijite. Vedem în ultimele luni că Horticultura este un bun administrator, atât pentru cimitirul din Calea Șagului, cât și cel de pe Rusu Șirianu, spune primarul Dominic Friț. De la preluarea locațiilor, echipele Horticultura au lucrat intens la curățarea și întreținerea acestora. Horticultura achită primăriei Timișoara o redevență anuală de 154.400 de lei. În plus, se obligă să realizeze investiții de 110.000 de lei în fiecare an în cele două cimitire.